mulțumesc pentru invitație. Consider că orice nouă apariție a unei publicații în domeniu nu poate decât să facă bine domeniului. Mărturisesc că apariția acestui nou cui al publicisticii din domeniu m-a luat puțin pe nepregătite. Am aflat cu câteva zile în urmă, fiind la un rând parte la un alt eveniment mondan, dar m-am bucurat. Am parcurs cuprinsul primei ediții și cred că este un motiv de satisfacție. Cred că, în ciuda, eu știu, cleveditorilor care pot considera că s-a cam spus tot ce era de spus în domeniu, eu sunt de altă părere și conținutul acestui prim număr al revistei dovedește acest lucru. Este încă foarte mult lucru de spus, sunt foarte multe lucruri de spus în domeniu. Este un domeniu care, așa cum a arătat și domnul Mironov, este departe de a fi, de a fi spus ultimul cuvânt, de altfel nici nu se poate, viața merge înainte, iar domeniul travel, ca parte a timpului liber, ca parte a serviciilor, are încă și va avea oricând un câmp nesfârșit de acțiune. Echipa care a început acest proiect Îndrăzneț este tânără, o aveți aici în față. Sunt convins că va îmbina anumite experiențe trecute cu dorința de a depăși ceea ce a apărut până în acest moment în domeniu. Și din acest punct de vedere, eu cred că este benefic pentru domeniul nostru. Îi doresc mult succes! Mulțumim mult, domnule Petre Balaș. Înainte de a oferi cuvântul colegilor mei, vreau să mai spun că îmi face plăcere să mai văd mulți prieteni aici în sală și îmi face plăcere să punctez că aici se află și domnul Marian Constantinescu. Eu cu Ana Maria am fost colegi la un săptămânal care a făcut istorie la vremea lui și nu numai la vremea lui, în general, ziua turistică. Domnul Marian Constantinescu a întemeiat o școală a presei de turism. Și am fost colegi și cu Mircea Drăghici, în cadrul același proiect cu toții, acum consultant pe turism și absolvent de masterat la Lausanne. Și acum eu aș zice că pe tine, Ane, te las ultima, asta e ultimul cuvânt. Și îi dau cuvântul directorului nostru de vânzări și marketing, domnul Răzvan Sele, care ne-a ajutat foarte mult. Te rog, Răzvan. În primul rând, aș dori să vă salut pe toți și să vă mulțumesc că sunteți azi alături de noi. Prea multe nu vă pot spune despre revistă. O să ajungem să o cunoaștem cu toții împreună și o să o creștem cu toții împreună. Pentru că nu este un proiect legat doar de noi patru, căci suntem patru parteneri. Este un proiect legat de toți. Toți trebuie să ne implicăm, să creștem această revistă și prin această revistă să dezvoltăm turismul din România. Turism care are unde să se dezvolte. Avem ce să arătăm lumii, avem ce să arătăm și compatrioților noștri. Avem cu ce, într-un cuvânt. Cam atât am avut să vă spun. În rest, sper să, și sunt convins că o să mai am contact cu dumneavoastră, cu fiecare dintre dumneavoastră în parte. Mai departe... Mai departe, nu să ne oprim niciodată. Și dacă nu veți fi cu ochii pe Răzvan, el oricum va fi cu ochii pe voi, garantat. Și acum, ultima, dar nu în ultimul rând, îmi face plăcere să îi dau cuvântul celui care a și muncit. Nu, lumea toți a muncit, dar i-a muncit cel mai mult. Ane Marie Nechita, directorul editorial al acestui proiect și, practic, ei se datorează în cea mai mare proporție această revistă pe care o aveți aici. Te rog, Ane? Sunt deosebite. În primul rând, dragi prieteni, aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la acest eveniment. Este o plăcere să vă avem alături, mai ales că este un proiect, așa cum a spus și domnul Balaș și domnul ministru înainte, un proiect destul de îndrăzneț, aș zice eu. Vorbind de partea tehnică a lucrurilor, într-adevăr, ceea ce ne-a motivat să facem asemenea publicație este chiar internetul.
La un moment dat se spunea că în clipa în care internetul se dezvoltă foarte tare, ce nevoie mai este de presă scrisă? Problema e că atunci când îți alegi o destinație pe care dorești să o vizitezi, a căuta pe internet este o muncă uriașă, să pui la cap la cap toate aceste informații. Și de aceea ideea noastră a fost să lansăm ceva în paralel, o publicație în paralel, cu o circulație adecvată, cu un tiraj adecvat, în care să încercăm să furnizăm informații adevărate și verificate turiștilor noștri sau potențialilor turiști, pentru că ne adresăm și celor care poate nu au călătorit și și-au dorit să călătorească. Practic, suntem ca o, nu concurăm cu internetul, suntem ca o completare a internetului, încercăm să aducem această informație, să o compactăm, completăm internetul și încercăm să venim cu ceva în plus, experiența corespondenților noștri, experiența specialiștilor pe care îi și invităm de altfel într-o rubrică specială dedicată acestora, care se numește și Colțul VIP. Încercăm să aducem cât mai multe informații la îndemâna turiștilor. Este adevărat, așa cum au spus și antevorbitorii mei, că există destul de multe publicații de turist pe piața la ora actuală. Nici nu negăm aceasta. Chiar invităm și pe alți întreprinzători să mai lanseze asemenea publicații, pentru că loc pe piață este. Problema e că până în acest moment informațiile oferite nu erau atât de bine condensate încât să-i permită unui turist să se descurce într-o situație dată. Personal am avut diverse experiențe și revista a fost gândită în funcție de experiențele noastre pe diverse destinații. Era necesar să găsim o formulă prin care să-i aducem turistului la cunoștință cât îl costă să te deplaseze pe o anumită destinație, cât îl costă să stea acolo, dacă se interesează, de exemplu, de shopping, avem și o rubrică specială și merge, unde se duce, cât îl costă, estimativ, să zicem, un pahar de apă minerală sau diverse, informații pe care, sincer, turistul nu prea avea de unde să le obțină anterior. Deci această revistă s-a lansat dintr-o necesitate. Intenționăm din numerele viitoare să ne extindem și numărul de pagini, vom critică este binevenită. Orice sugestie, orice informație o așteptăm cu cea mai mare plăcere și împreună cred că putem să construim o revistă care într-adevăr să fie de maxim folos turistului. Dacă este turistul, automat și agențiile și companiile aeriene vor avea o legătură mult mai strânsă cu acesta. Eu cred că atât am avut de spus din punct de vedere editorial. Dacă există o altă problemă sau dacă aveți întrebări, vă stăm cu cea mai mare plăcere la dispoziție. Dar cuvântul domnului Bădulescu poate mai are ceva să adăugi? Da, vreau să spun că s-a văzut o revistă cu greutate. Poate să-ți greve, nu, bătam de tine, bătam de pena. Microfonul este deschis, dacă cineva vrea să mai spună ceva, să ne adreseze câteva cuvinte. Aici suntem ca în Parlament sau cine vrea să vorbească, e rugat. Într-un cadru prietenesc, bineînțeles. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și haideți atunci să trecem la degustarea revistei și a celor care sunt pe masă. Vă mulțumesc încă o dată și ne vom prevedea cu siguranță și la alte evenimente realizate de revista Seven Travel. Și în final aș dori totuși să mai adaug ceva. Ane Marie spunea despre faptul că e loc pe piață. Nu numai că e loc, dar am și înființat anul trecut mai mulți jurnaliști de turism, un club al presei de turism pentru a susține presa de turism. Eu sunt președintele acestui club, Marian Constantinescu aici de față e vicepreședinte și suntem o asociație care vrea să dovedească că breasla de turism există, e o breaslă puternică și va deveni și mai puternică, vă garantăm. Vă mulțumesc! România este membru cu drepturi de pline la FIJET, Federația Internațională a Jurnaliștilor de Turism. Revenind după 25 de ani, exact. Am avut reprezentanți la Congresul FIJET de la Ljubljana, din Slovenia și am fost primiți acum oficial. Dar așteptăm peste tot să ne povestească cum a fost. Vă mulțumesc și enjoy your time!